Salutare tuturor și bine v-am regăsit, eu sunt Gino, iar astăzi ne vom juca Euro Truck Simulator 2. E bine, dragi prieteni, acestea fiind spuse, haideți să ieșim și noi din curtea asta. Oare avem când? Cred că da. Deci hai să încercăm. Sper să nu fie foarte mult trafic. Îi lăsăm pe ăștia să treacă și ne strecurăm și noi. În fine, noi nu ne strecurăm pentru că avem cât ai camionul, dar trebuie să-i așteptăm pe ei să treacă și când totul este liber, putem trece și noi. Și aici cred eu că trebuie să virăm la dreapta. Și o să fie un drum interesant pentru că nu știu exact unde trebuie să mă duc. Ia să vedem. Oare pe aici? N-am idee să vă spun exact. Dar aparent avem un semafor, deci trebuie să oprim. Și acum am să stau cu piciorul pe frână, pentru că dacă nu greșesc, suntem la deal și după aia camionul o să alunece în spate și nu o să fie tocmai cea mai bună chestie de lume. Deci, așteptăm acum. Și odată ce s-a făcut verde, trebuie să virăm undeva la dreapta. Sper să fie bine. Acum nu știu exact, dar cu puțin noroc merg pe drumul cel bun. Aici am trecut pe galben. Norocul meu, ce pot să spun. Și dacă nu greșesc, am ajuns. Ok, hopa, să tragem frâna de mână. Și, după cum vedeți, acest garaj poate fi achiziționat contra sumei de 180.000 de euro. Din păcate, nu avem acești bani momentan. Deci, hai să facem noi o șmecherie și să facem un împrumut la bancă ca să cumpărăm acest garaj. Ok, haideți să mergem la unitatea bancară. Și vom face chestia asta. Vom lua acest împrumut. Ok. Și vom mai lua și acest împrumut. Și, evident, mai avem nevoie de încă un împrumut. Perfect. În acest moment ar trebui să avem suficienți bani. Și să vedem. O, da. Categoric avem suficienți bani. Dar după aia o să mai rămânem doar cu 6.000 de euro, aproximativ. Și dacă stau eu să calculez exact, o să rămânem cu 6.482 de euro. Foarte puțin, dar haideți să vedem dacă putem cumpăra acest garaj acum. Și da, în acest moment putem, deci haideți să îl cumpărăm. Ok. Și dacă tot am cumpărat acest garaj, haideți să intrăm și noi în garaj și să vedem dacă nu cumva putem să ne aducem un camion aici. Ar fi foarte tare. Opa. Hai să vedem. Intrăm cu grijă în acest garaj. Și hai să stăm aici puțin. Perfect. După cum observați, în acest moment avem două garaje. Primul se află în Berlin și este un garaj destul de mare. Are 5 camioane. Și în Stockholm avem un garaj mic, care are doar 3 camioane. În fine, de fapt nu are niciun camion. Deci o să trească să aducem din cele 5 camioane care sunt alocate garajului din Berlin, încă câteva camioane aici. Și să ne gândim ce vom face. Ok, după destul de multă muncă am reușit să administrez aici în garaj toate camioanele și să vă arăt. Dafix F Euro 6 a fost atribuit lui Lucas și am trimis la Berlin. Mai departe avem așa. Scania Streamline a fost atribuită lui Adrian și a fost trimis în Stockholm. Mai departe avem așa. Mercedes-Benz Actros a fost atribuit lui Max
și au fost trimiși la Berlin. După aia avem Volvo FH, i-a fost atribuit lui Monica și a fost trimis în Berlin. Și după aia avem pe mine, avem un Mercedes-Benz nou Actros, a fost atribuit lui Gino Cristian Panait și, ei bine, eu sunt în Stockholm în acest moment. Și da, cred eu că am făcut treaba destul de bună, cei drept m-am chinuit destul de mult aici, e destul de greu să administrez toate nebunile astea, dar până la urmă m-am descurcat. Acesta a fost un episod ceva mai interesant în opinia mea, a fost mai degrabă ceva de marketing și am organizat puțin garajul. Nu este neapărat un episod în care m-am jucat foarte mult, dar a fost un episod în care am administrat afacerea și zic eu că am făcut treaba destul de bună. În acest moment avem două garaje și cred eu că pot să închei acest episod aici. Sper că v-a plăcut, sper că vi s-a părut interesant și ne vom revedea cât de curând. O zi cum ne vă doresc, bye bye!